Într-o vreme a incertitudinii, cuvântul lui Dumnezeu aduce pace în inimile celor care îl cunosc. De la vârste fragede, copiii au capacitatea să înțeleagă adevărul, iar chemarea noastră a învățătorilor de școală duminicală este să li-l prezentăm pe înțelesul lor. În sensul acesta, echipa școlii duminicale Emanuel din Sibiu prezintă noul proiect destinat copiilor sub genericul Din comorile Bibliei. Programul interactiv pentru copii oferă o educație creștină bazată pe valori biblice. Seria de clipuri video poartă copiii într-o călătorie palpitantă care îi ajută să descopere adevărul biblice esențiale. Episoadele din comorile Bibliei urmează structura unui program de școală duminicală clasic, de la cântări tematice... Să știi, Nebucadnețar, te încrezi în tine în zadar. Dumnezeu e cel ce ține-n mâna sa. Versete de memorat. Capitolul 5, versetul... L-am găsit! Ce vezi? Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu. Lecție biblică. Cine era cel de-al patrulea bărbat care era împreună cu cei trei tineri din cuptor? Cel de-al patrulea a fost poate un înger trimis să-i protejeze pe cei trei tineri. Dumnezeu i-a protejat chiar și în cuptorul încins. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-ți dea curaj să rămâi. Povestire misionară. Dr. I-a învățat pe oamenii din India, prin vorbele și faptele sale, că Dumnezeu este dragoste și că El merită să fie cinstit de copiii săi. Poate că și ție într-o zi, Dumnezeu îți va vorbi pe lui. Până la lucru manual, fiecare rubrică urmărește un adevăr biblic central. Chiar și prin mediul online, episoadele implică copiii activ prin participarea la concursul biblic cu întrebări, sub forma unui quiz Google și prin transmiterea pozelor cu obiectele confecționate prin e-mail sau pe Facebook. Videourile pot fi accesate pe canalul de YouTube al Bisericii Emanuel Sibiu. Tot acolo se găsesc și detalii cu privire la concursurile lansate. Ne dorim ca acest proiect să sedimenteze cuvântul lui Dumnezeu în inima copiilor, și să fie o binecuvântare pentru fiecare.